Un primar din Maramureș are mai multă bătaie de cap cu obiceiurile locului decât cu noul coronavirus. La Borșa, unul dintre punctele roșii de pe harta pandemiei din România, oamenii nu vor cu niciun chip să stea în case. Toți borșenii ies afară, se vadă pe ceilalți care nu stau în casă. Asta e un obicei aici la noi. Cred că iau toată această poveste, iau un joc, fără să-ți dea seama, fiecare are de cumpărat ceva, dimineața își cumpără roșii, la amiază își cumpără pâine, după masă își cumpără ceapă, seara se duce să-și cumpere o sticlă de vin. Și are tot timpul motiv ca să iasă în oraș, să vadă dacă alții respectă sau nu respectă. Bineînțeles că se sesizează, se reclamă după altul că celălalt nu stă acasă, dar el iese în stradă. Păi zic, tu cum îl vezi că nu e acasă, dacă tu ești tai înăuntru? Păi nu, că am ieșit până afară ca un pic de treabă. Păi probabil și celălalt are aceeași treabă și fiecare încearcă să-și găsească un motiv de a ieși prin stradă.